Cadrele didactice, care au un contract pe o perioadă determinată pe un post cu viabilitate de 4 ani, au avut posibilitatea să solicite titularizarea în ședința publică de astăzi, dacă în ultimii 6 ani au participat la concurs și au obținut minimum nota 7. Titularizarea se poate face și pe mai multe discipline, dacă un cadru didactic are o studii de specialitate și dacă ponderea cea mai mare o are la disciplina la care candidatul a susținut concurs național și a obținut media 7. La nivelul județului sunt 45 de cadre didactice aflate în această situație, 5 la educatoare, 4 la religie și matematică, 3 la învățători biologie maestri, 2 la chimie și la celelalte discipline câte un loc. Din cele 45 de locuri titularizabile, cele mai multe au fost pentru educatori, învățători, profesori de biologie, chimie, religie și matematică, dar și pentru maiștri.